Bun găsit! Playoff Campionilor pare să fie mai aproape pentru șerif Tiraspol. Campioana Moldovei a scos o remiză albă pe terenul lui Karabakh în prima manșă a turului 3 preliminar. Conform așteptărilor, Azeri au început tare meciul cu șerif, creându-și câteva ocazii clare de gol în chiar primele două minute de la fluierul de start. De fiecare dată însă a intervenit salvator portarul Miculici. Tiraspolenii și-au revenit treptat și au împins jocul spre poarta adversă. Mai mult ca atât, șerif putea pleca la cabine în avantaj, dar Racu a trimis peste după o execuție pe spate din câțiva metri. Gazdele au mărit turațele motoarelor după pauză. A plouat cu ocazii la poarta noastră, însă norocul a fost de partea campioanei Moldovei. S-a încheiat 0 la 0 iar soarta dublei manșe se va decide peste o săptămână la Tiraspol. În cazul unei calificări, își va asigura cel puțin o participare în grupele Ligii Europa, acolo unde a mai evoluat de trei ori. În cazul unui eșec, tiraspolenii vor disputa o dublă manșă în play-off-ul Europa League. Tragerea la sorți va avea loc pe 4 august.